Bogdanovo pitanje je pravo. Întrebarea la locul ei, adevărată. Da li mi razgovaramo samo o nekoj lepoj prošlosti kojoj se mi divimo ili razgovaramo o nečemu što je realno? Noi discutăm despre un trecut frumos de care să ne mândrim sau discutăm despre ceva real? Verujte mi, da ja mislim da jašemo na jednoj isluženoj ragi, ja ne bih bio ovde s vama večeras. Credeți-mă, dacă noi am fi călărit acum pe un cal mort, cum zici tu, pe o mărțoagă, eu n-aș fi fost aici acum cu dumneavoastră. Ja duboko verujem da Banat o kome mi pričamo, ne onaj iz neke slavne, lepe i davne prošlosti, nego Banat koji hoćemo da napravimo, jeste Vranac. Eu cred în, cu toată ființa mea că Banatul nu cer de acum 100 de ani despre care ne gândim ca unul frumos, ci despre cel care vrem să-l construim, va fi un armăsar. Ali zato tog Vranca moramo da hranimo, da pazimo i da timarimo. Dar armăsarul ăsta trebuie să-l hrănim, trebuie să-l îngrijim și trebuie să-l țesărăm când trebuie. Da bi mogli da ga jašem. Ca să putem să clarim. I upravo to jeste definicija onoga o čemu pričam. Tocmai asta e definiția despre ceea ce vorbim noi acum. Da li ova naša ideja ima utemeljenja u realnosti i u budućnosti? Oare ideja noastră are temeli în realitate și în viitor? Ja verujem da ima. Eu cred că are. Ja verujem da je ona duboko utemeljena na modernim vrednostima koje danas vladaju u Evropi. Eu cred că este întemeiată pe valorile moderne care domină astăzi Europa. Ja verujem da postoji interes svih nas koji ovde živimo da tako nešto pravimo. Eu cred că este interesul comun al tuturor celor care trăim în Banat, să facem așa ceva. Ali to je ono o čemu sam ja večeras već govorio. Dar este ceea ce este un lucru pe care am vorbit deja în seara asta. To je jedna prilika. Asta este o ocazie. Naša prilika. Ocazia noastră. Ili ćemo iskoristiti, ili nećemo. Ori vom profita de ea, ori nu. Ja moram da vam kažem, uzimajući obzir da živim u onom delu Banata koji je u Srbiji. Eu trebuie să vă spun, având în vedere faptul că trăiesc în Banatul care este în Serbia. Taj deo Banata nikad nije suštinski zaista integrisan u Srbiju. Partea aceea Banatului n-a fost niciodată de-a dreptul integrată în Serbia, în totalitate. Iako smo mi danas, kad kažem mi, onda mislim na Srbe, u tom delu Banata apsolutna većina. Chiar dacă noi, mă gândesc la noi, vorbesc de Srbi, care suntem majoritate absolută în Serbia, în Banatul din Serbia, nas praktično da i nema u državnim institucijama, u vladi, u ministarstvima, u vlasti, nigde. Noi, practic, nu avem reprezentanți bănățeni în guvern, în parlament niciunde. Nu existăm. Malo nas ima i u srpskoj istoriji. Suntem puțini în istoria srbească. U zvaničnoj srpskoj istoriji. În istoria oficială srbească, bineînțeles. Prepušteni smo u velikoj meri sami sebi. Am fost lăsați în mare măsură să avem grijă noi de noi. Ja ću samo pomenuti jednu stvar. Prvi... O să spun doar un singur lucru. Prvi srpski ustanak protiv Turaka desio se u Banatu. Prima răscoală a srbilor împotriva turcilor s-a întâmplat în Banat. Predvodio ga je vladika banatski Teodor Nestorović. Și a fost condusă de vladica din Serbia, banatian Nestorović. On se desio
više od 100 godina pre zvaničnog prvog srpskog ustanka. Și a avut loc cu 100 de ani înainte de prima răscoală oficială a Srbilor împotriva turcilor. Deci înseamnă prin 1700... Mai mult de 100 de ani, prin 1700. Că prima răscoală srbească a avut loc în 1810. Zbog tog ustanka su spaljene mošti Svetog Save na Vračaru, brdu pored Beograda. Din cauza răscoalei bănățenilor, au fost arse moaștere lui Sveti Sava la Vračar, un deal lângă Belgrad, un deal la Belgrad, acum e în Belgrad. A to je bio najveći srpski utemeljitelj duhovnosti. Iar el a fost, Sveti Sava a fost cel mai mare patron spiritual și educațional, de fapt. Da. U zvaničnoj srpskoj istoriji danas o tome se praktično ne govori. În istoria oficială a Serbiei despre asta se nu se pomenește deloc. Nikad zvanična istorija u Beogradu niti istoričari tako nešto nisu priznali za relevantno. Niciodată istoricii din Belgrad n-au recunoscut răscoala bănățenilor ca fiind ceva relevant pentru istoria Serbiei. Ovo sam rekao samo kao jedan primer. Asta am spus ca un exemplu, probabil la reacția lui Rica. Vjerovatno ono, kad je si pala. Upravo zato što i taj primer pokazuje da ta integracija banatskih Srba, iako već 90 godina živimo u državi Srbiji, nikad nije napravljena. Asta spun tocmai ca să vă arăt că chiar dacă 90 de ani trăim în Serbia, integrarea sârbilor din Banat în Serbia nu s-a făcut nici până ziua de astăzi. Pitanje, zašto ne priznaje Srbija ustanak Banačana? Ja o tome mogu da vam kažem svoje lično mišljenje. Osoba sam uvjerenja personala. Upravo zato što to pokazuje da su banatski Srbi bili daleko ispred svoje sabraće negde u Srbiji. Tocmai pentru că asta dovedește că sârbii din Banat au fost mult, mult înaintea confraților lor de undeva din Serbia. Precum dumneavoastră, dincolo de unde. I zato što bi u svakom normalnom društvu bilo normalno da ljudi koji su obrazovaniji, koji poznaju neke modernije vrednosti, vode to društvo. Și pentru că oriunde într-o societate normală, mai educată, ar fi normal ca oamenii mai educați să conducă societatea aceea. Ali kao što se uvek svaki čovek plaši nečeg nepoznatog. Dar cum omul se sperie de ceva de necunoscut, e frică de necunoscut omului. Tako se i oni plaše na izvestan način nas, jer smo drugačiji, jer pripadamo drugom kulturnom i civilizacijskom krugu. Așa lor le frică de noi, fiindcă aparținem de un alt cerc de cultură și de civilizație. Iako još jednom odgovaram na pitanje zašto to nema u srpskoj istoriji i ko je kriv. Și dacă răspund din nou, de ce nu este așa ceva în istoria Serbiei și cine e de vină pentru asta? Ja vam nikad neću kazati da su krivi oni. Niciodată nu o să vă spun că sunt vinovați ei. Krivi smo mi. Suntem vinovați noi. Jer nismo imali dovoljno znanja, hrabrosti i uticaja da se izborimo za svoje mesto. Fiindcă n-am avut destulă știință, destulă educație, destulă influență ca să ne câștigăm locul în istoria Serbiei. Ja sam i kao čovek vaspitan tako. Eu sunt ca și om, ca și persoană educat în așa fel. Da uvek polazim od sebe. Încât întotdeauna pornesc de la mine. Šta je to što sam ja, šta sam ja uradio da bi nešto izgledalo drugačije ili bolje?
ce am făcut eu ca țara mea sau ceva să arate altfel și mai bine. Ne šta je uradio neko drugi ili šta nije uradio, nego šta sam uradio ja. Nu ce a făcut altcineva sau ce nu a făcut altcineva, ci ce am făcut eu. I mislim da je to veoma važno. Și cred că este foarte important. Jer uvek kad se vode neke diskusije i uvek kad se vode neke polemike, svi su pametni da znaju šta je neko drugi trebao da uradi i kako bi to izgledalo da je on to uradio. Întotdeauna în timpul unor polemici și în timpul unor discuții apare câte un deștept care să spună că ce n-a făcut altcineva sau ce trebuia să facă altcineva sau cum ar fi arătat ceva dacă ar fi făcut altcineva ceva. Moram o jednom da odrastemo. Trebuie să creștem odată și odată. I da uvek prvo pogledamo sami sebe u oči. Și în primul rând să ne uităm noi înșine în ochii noștri. I da kažemo, jeste, tačno je da nešto ne valja, ali mi nismo dovoljno uradili da to ispravimo. Într-adevăr, ceva nu este în regulă, dar noi nu am făcut suficient ca să corectăm. I možda zato što nismo imali dovoljno uticaja, ili zato što nismo imali dovoljno znanja, ali zato opet nije kriv neko drugi, nego mi sami. Poate într-adevăr n-am avut destulă știință, n-am avut destulă influență, dar totuși nu-i devine altcineva, să ne devină noi înșine. I zato uvek moramo da pođemo sebe. Și de aceea întotdeauna trebuie să pornim de la noi înșine. I ako svako od nas bude uradio svoj deo posla i svoj deo zadatka, onda ćemo uvek napraviti to što smo zajedno naumili. Și dacă fiecare își face partea lui din datorie, dintr-o misiune, atunci vom realiza ceea ce vrem. Ja verujem da je zato i taj naš Banat nekada u prošlosti izgledao tako kako je izgledao, jer se svako od naših predaka ovde pridržavao svog dela posla. Și cred că de aceea Banatul nostru, ăla frumos de care ne amintim, a arătat așa cum a arătat, fiindcă toți predecesorii noștri își vedeau de treaba lor. Și își făceau treaba lor. Da je upravo zbog toga i napredovao i da je upravo zbog toga bile bolji, drugačiji, napredniji, bogatiji od ostalih. Și de aceea a avansat și a fost mai bun, mai dezvoltat decât celelalte regiuni. I da nama danas to jeste jedina šansa da iskoristimo ovu priliku o kojoj večeras pričamo. Și părerea mea este că singura șansă ca să profităm de ocazia despre care vorbim în seara aceasta. Iar veličina jednog čoveka ne ogleda se samo u tome kakva on ima znanja. Fiindcă calitatea unui om nu este doar ce știință are sau ce cunoștințe are. Ogleda se upravo u ispunjavanju njegovih svakodnevnih najbanalnijih obaveza. Ci se oglindește și în îndeplinirea celor mai banale obligații zilnice. Ako je sposoban da to radi, onda može da napreduje dalje, koristan je i za sebe i za svoju zajednicu. Fiindcă dacă poate să facă asta, poate să avanseze și este util și pentru sine însuși și pentru comunitate. Možda je baš to jedan od razloga zašto nas nema u toj istoriji. Poate să este unul din motive pentru care noi nu suntem în istoria aceea. Ali to je naša odgovornost, jer očigledno nismo dovoljno dobro razumeli moderna vremena 20. veka. Dar este responsabilitatea noastră pentru că probabil n-am înțeles destul de bine cerințele secolului 20. I nismo dovoljno dobro shvatili i iskoristili našu priliku. Și n-am înțeles la momentul oportun și n-am profitat de ocazia noastră, de oportunitatea noastră. Možda se neko od vas sa mnom neće složiti i kazat će da je to zato što su nam mnogi drugi smetali. Poate unii dintre voastre nu o să fie de acord cu mine și vor spune că este din cauza că mulți ne-au pus bețe în rate.